Sau răspunsul ăsta, sau să zic întrebarea asta. Dacă mulțești două numere de patru cifre, nu îți ies un număr de 8 cifre. Mm-hmm. Aici e numărul de 7. Cu cât ăsta se mărește un număr de, câte, de 7, un cifră de 7, nu va da decât cel mult de 12. Poate 13, poate 12, poate 11. N-am unde să mă opresc. Cel mult. Hai zicem 10 la fiecare. Hai cu indulgență. Și avem 10 ori... cât e? 5? Păi nu... Nu o să mai fie ori. Nu e ori, nu e ori 5. O să fie ori 2 jumate. 10, 2, 20, 25 și nu-s 30. Aici 11, deci. Facem 11, dar nu. De acum acasă să recolem nesiguranța în calcul. Da? Atâtea trebuie să scrieți, nu aveți domnul. Altceva trebuie să scrieți. Din nou, vezi că aștept de la tine. Mă interesează ideea ta. Nu eu trebuie să-l fac. Asta, asta era fantastic, nu se că o dau zi aici. Trebuia să spuneam, eu trebuie să fac. Voi trebuie să fac. Acum sună cineva și ne zice. Ștefan. Alo? Nu sunt. Da, eu sunt. Scădem minus 1, că am scăzut aici minus 1, scăzut aici minus 1.
Că ele n-au mai zis. Da, și de ce la puterea 30? Și face 10 la puterea 30. 10 la puterea 30. Minus 1. Cât face 10 la 30 minus 1? Păi 10 la 10. 10 la 2 dă 200. 10 la 2? 10 la 2 dă 100. Deci la 2 dă 100. Așa. Deci 2 de 0. Așa. Deci 10 urmări, 1 urmări 30 din... 1 urmări 30 din 0. Deci 1 urmări de 0, 0, de cât? 30 din 0, da? Da, da, da. 30 din 0. 0. Și minus 1, minus 1, va face 9, 9, 9, 9, de cât de ori? 30 de ori. 30 de ori. Bun. 30 de ori. Nu știu că trebuie să te văd, dar de ce la 3-a? La 10? Păi da. Păi ce faci din partea mea? Da. Și din ori 10, mă. 10 ori. Din ori 10. 10 ori. Da. 10 la 3, 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 tot la 10. Care face 1 urmare de 30 de 0 ori. Dar noi ce trebuie să găsim acolo? Să arătăm că numărul ăsta are cel puțin 30 de cifre. Păi el e mai mare decât ăsta de 30 de cifre. Deci are 30, 31, cât ar fi acum, dar 30 are minim. Pentru că 24 corect mai mare decât 1000 și îl compar cu aici și cel mai aproape. Excelent, foarte tare ești. Da? Este aici momentul. Mi-a venit în minte treaba asta și din nou aceeași poveste, același lucru insist. Că în urma unui antrenament, zi de zi, acela de a te lupta cu ghișițele astea și de a... Ce știi să faci? Ce nu știi să faci? Aici. Și să dezvolți partea asta, așa, care... Fugind de partea mecanică, iertați-mă, dar eu nu pot să mă împac cu asta. Deci tot timpul trebuie să spui, stai, băi, ia să pun eu mintea la treabă, ia să înțeleg eu bine, ce înseamnă asta, ce înseamnă asta, cum traduc asta. Hai să încerc și eu să îi leg acolo, să văd despre ce este vorba. Nu? Deci ăsta este secretul matematicii, nu memorarea. La orice, la orice, n-am știut vreodată să învăț ceva mecanic, ci totdeauna am încercat să înțeleg. Nu știu că ați fi reușit. Nu, nu, nu. Nu, 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 nici, nu, eu nu rețin numele multora. Nu mă interesează, mă interesează să înțeleg mecanismul. Pe mine mecanismul mă fascinează. Corect. Radicalul la care l-am dat, radical din orice număr, radical din orice 2. Și m-am trimis la lecția 26, la algoritmul de extragere radicalului. Te-ai uitat acolo de tot din nou. Lăsați-o, domnul profesor, că uitați. O zis că uitați. Da, da, da. Uitați, mai știi. Știu asta, că așa se întâmplă. Când, câte vreme se... întotdeauna se comunică algoritm. Deci, nu se descoperă algoritm. Face așa, face așa, face așa, toate lucrurile așa stau. Prost. Da, dar uite, să sune doamna. Da, dacă nu sună, noi nu trebuie să sune. O să sune dacă nu o da peste noi, dacă vede că are acum, dar ne-a plăcut la tăiești tu. Domnul profesor, uscat cu... Da. Stai așa, că știi de mai vrei? Da, ne oprim, ne oprim. Important este că am lucrat cu niște lucruri interesante, pentru că încă o dată înțeles, sper că înțeles, că trebuie să ai încredere în tine, dar eu nu vorbesc mai de tine, ci vorbesc de toți viitorii, de toți cei care ne-au accesat, ai încredere în tine, să încerci să înveți tot timpul pe partea cealaltă, fugi de partea mecanică, nu formulele. Formulele sunt și necesare, un minim de formule. Dar și pe cele, dacă reușești să descoperi cum se obține ele, păi, alea unui triunghi. Bază organizimea scoatului. De unde din ești? M-am arătat. Dintr-un dreptunghi care a fost dat în două, cu diagonala și dreptunghi cilindru, ceva înlățimea. Și acum la doi. Nu? De-aia am arătat două. Triunghi regale. Toate aceste lucruri te fac să ai o altă atitudine în învățare. Altfel, îți uzezi memoria excesiv și rămâi cu foarte puțin, muncă foarte multă. Sigur, dar așa și este, nu?
Da? Mâncă foarte multă și rezultate mici, puține. Nu e nici o stare de bine. Și pentru mâine chiar am avem de lucrat. Da, în geometria mea. A, bine. Da. Facem geometrie. Da. Rămâne să vedem exact în ziua liturghiei și în funcție de asta ne-auzim. Da. Deci nu mai avem văzută cu ei 12.30. Eu sper la 12.30 să fie. Bine. Dar dacă cumva se apare ceva, mai târziu, dar mai târziu, poate nu aveți timp voi, nu? Păi să vedem, da, adică că de asta e important pentru mine, să știu ca să facem un program pentru mâine. Așa. Deci rămâne, m-am uitat la 12.30. Dacă intenționăm, sunt. Bine. Sunt. La revedere, o sâmbătă frumoasă și ce mai rămas zile. Da.